Waihi. Mină deschisă, exploatare minieră deschisă la suprafață. Mina în felul ei are 100 de ani, dar se exploatează la suprafață doar de câtva timp. Adâncime 300 de metri, lățime 600, lungime 800 de metri. În mijlocul unui oraș de 4.000 și ceva de locuitori. Cea mai apropiată casă de marginea minei, 20 de metri. Mi se pare un miracol. Este cea mai frumoasă mină deschisă pe care am văzut-o. La toate a spus la fel, dar asta chiar mi se pare doar pentru faptul că este în mijlocul orașului. Verdeața din jur le va face o viață foarte grea acestor oameni, pentru că într-o zi vor trebui să reabiliteze, să reînverzească tot locul. Sunt câteva probe, o să vi le arăt imediat. De fapt, și vreau să vă arăt la câți metri de mine locuiește cineva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Începând de aici, e proprietatea cuiva. Deci problema relocației este aproape inutilă în acest loc. Nu se poate vorbi despre oamenii care nu suportă mina în preajmă. Nu se poate vorbi despre faptul că mina deranjează vecinătatea. Este cel mai bun exemplu și este cel mai fascinant exemplu de conviețuire între o mină de aur care folosește cianură și oamenii care locuiesc foarte aproape de ea. Această alee a fost construită în jurul minei, ca toți locuitorii orașului să poată să viziteze, să vadă mina în orice moment. Cel mai des întâlniți sunt copiii orașului care vin din când în când aici. So you're living here in Waihi. And you did a project for the moving of the water. And it was on the pump. On the pump. It's very important to be moved, to be kept, you know, it's important to have the history alive. But about the mine, what do you think? It's good or bad? Good. It's good. Yeah. Okay, thank you very much. Legată foarte, foarte mult de mine. Mina este atât de prezentă din în jocul orașului, încât se pare că copiii se jucau în apa care se jucă la figurile apa caldă, care venea din instalația subterană. Și fără cât de lis și fără cât de lis. Orașul este mândru că este un oraș de mineri. Am văzut a doua statuie și în curând vă voi arăta a treia statuie, care nu face decât să simbolizeze ocupația principală a oamenilor de aici, din Waihi. Ceea ce m-a contrariat într-un fel a fost faptul că au trecut 18 ani, așa mi s-a spus de la conducerea mine, au trecut 18 ani până când autoritatea locală, municipalitatea, a înțeles că de fapt mina face parte din viața oamenilor. Dacă vă uitați, cam peste tot, cam toate bannerurile astea sunt puse aici cu mândrie, spunând așa, Waihi, Heart of Gold. Deci Waihi este inima aurului din Noua Zeelandă. Îți pare un lucru extraordinar, să poți să te și mândrești că ai o mină în oraș. Nu să o renegi sau să încerci să o ascunzi sau să-ți fie frică de ea.